Sunt la Retegan și și antrenez părinții pentru joacă. Astăzi o să vă învăț cum transformați o față de murătură într-o față de prăjitură. Fața de murătură poate să ne strice toată buna dispoziție. Când copilul nostru este îmbufnat, putem alege să ne enervăm sau să schimbăm situația. Iar mâna noastră, de cele mai multe ori, să facem dintr-o stare de spirit înnorată o întâlnire veselă. Dacă nu suntem prea obosiți, mai găsim un dram de energie să ne minunăm de fața care se află în fața noastră. Ce cu fața asta de murătură? Am luat de la grădiniță gogoșari noțe am luat niște castraveți murat sau ardei umpluți cu varză? ai 3 secunde să schimbi fața asta de murătură cu una de prăjitură. Uite, eu mă transform într-o zână și mâna mea va ține o baghetă magică invizibilă. Tu, copile, puneți mâinile pe față și poți să stai cu fața asta de murătură până când eu spun formula magică. Tiribam, tiribum, murătura asta să se transforme într-o prăjitură acum. Și când eu spun acum, copilul își dă mâinile la o parte și ce să vezi? Fața de murătură s-a transformat într-un zâmbet pe toată fața. Orice situație poate să aibă o rezolvare într-un joc. Încearcă și tu. Eu să Mirela la Retegan și antrenez părinții pentru joacă, pentru că joaca e limbajul iubirii dintre părinți și copii.